ca să pomenești, fie și să pomenești acum, de după 6 luni de vaccin gratuit, să pomenești de plată pentru vaccin, păi știi cum, știți cum e prima reacție? Deci prima reacție a omului este să, ăștia vor să bage vaccin obligatoriu, domne. Păi azi, când spuneau ăia unul și altul, că bă, o să vă ia, bă, să vă ducă ca pe oi la vaccin obligatoriu, cu poliția o să vă ducă. Ori această zicere a lui Orban este văzută ca un prim pas spre obligativitatea vaccinului. Da? Da, bineînțeles că dacă discutăm acum teoretic pentru vaccinul gripal, se plătește să cumpără vaccinul respectiv. Dar e cu totul altceva. Ăla e un vaccin care se face de zeci de ani, nu a produs nicio pandemie, e cu totul altceva. Și de ce să pomenești de așa ceva într-un astfel de moment? Poate că peste, eu știu, 5 ani, de acum înainte, o să fie în regimul vaccinului gripal, așa cum și coronavirusul va fi în regimul virusului gripal. Nu că spre asta tindem, să fie COVID-ul să fie o gripă, în ultimă, tratat ca o gripă în ultimă instanță, nu? Adică tot te îmbolnăvești de aia, poți să și mori, dar în parametri, în cifrele respective. Sigur, are sens. Dar, domnul mare politician Orban, ce sens are să spui asta în acest moment? Din punct de vedere politic, nu mai discutăm alte chestiuni medicale și a mai departe. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.